Liviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Hei, salutare, la mulți ani. Un subscribe ne-ar face mai vizibil și un like ar fi mai mult decât apreciat. Stăm în seara asta la vorbe cu eminența cenușie a rockului românesc, Călin Pop. La mulți ani și ție. Știu că tocmai a fost ziua ta zilele astea. Mulțumesc. Băi, eu foarte mulțumesc că am ocazia să stăm de vorbă. Trebuie să încep în primul rând cu una din amintirile din tinerețile mele. Să știi că cam prin 92-93, când eram adolescent și descoperisem rock and roll-ul, da, dădea și testosteronul pe afară și mă mai duceam la petreceri și bineînțeles că voiam să intru în grațiile unei domnișoare sau alteia, știi, și mergea cu două treburi întotdeauna, nu prea dădeai greș. Mergea cu Nichita Stănescu, știai, două, trei versuri și mergea cu celelalte cuvinte. Și mergea cu... Ta făcută, da. Și mergea cu celelalte cuvinte din două puncte de vedere. Odată era cu dacă vrei, da, ceea ce era mai de corazon, dar veneai și cu partea abrazivă a lucrurilor, cu testosteronul care te făcea mascul cu se lasă rău, știi? Băi, întotdeauna mergea treaba asta. Adică, ce încercam să te întreb așa ca primă întrebare, ai avut vreodată acces la povești sau conștiința lucrurilor pe care tu le-ai scris, le-ai compus și cum s-au dus peste, sau au ajuns la public și cum au funcționat cu ce efecte a avut asupra vieții lor? Adică bănuiesc că abar n-am, îi avea și cereri în căsătorie. Nu, ca și orice trupă de pe pământul ăsta, nu conștientizezi la început ce faci. În primul rând, când să-ți placă ție. După aceea constați că există rezonanță și dacă este rezonanță și mai mare, cum de obicei se întâmplă la primele albume, că cam la toate trupele, să zicem, mărișoare, că nu zicem mari, că după aia o să fiu catalogat încrezut că mă număr printre trupele mari. Modestia e pentru modestia. Trupele care au spus ceva mereu, primele albume, majoritatea primele albume au rămas mai tare. Pentru că, de ce? Pentru că în momentul în care nu conștientizezi responsabilitatea și rezonanța publicului, cânti mult mai sincer. Înțelegi? Și după aceea când deja știi, ești pus într-un factor de responsabilitate. Și atunci automat gândești puțin altfel. Eu așa văd lucrurile și probabil sinceritatea aia, exact așa cum dacă stai de vorbă cu un copil, un copil e mult mai sincer decât un om matur. Știi? Este vorba de inocența aia. Și probabil că inocența aia a cucerit și așa se întâmplă de obicei la primele albume. Deci n-am conștientizat. Nici când am făcut Se lasă rău n-am conștientizat, dar am conștientizat în schimb ce scârbă imensă ne-a provocat ce s-a întâmplat după 90. Minerii, piața universității, chestiile alea care ne-au întors, știi, ca și cum s-ar fi spus că râdea Ceaușescu din mormânt și a zis va trebui democrație, acum țineți democrație, fraților. Ceva de genul. Acum, uitându-te fix pe subiectul ăsta, uitându-te puțin retroactiv, nu ți se pare firesc? Pentru că mă gândesc la tine că ești de atâția ani pe scenă și ai prins atâtea contexte sociale și politice. Aș putea spune că le-ai prins pe toate. Nu știu. N-aș băga mâna în foc că le-am prins pe toate. Acum se întâmplă iarăși niște chestii în ultimii ani foarte interesante. De fapt, deprimante. Ce să spun, le-am prins pe toate, dar astea nu au putut decât să reprezintă o sursă imensă de inspirație, bineînțeles, ce este în jurul tău. Nu trebuie să inventezi povești, le ai în jurul tău dacă le vezi bine. Românii cu ungurii iarăși, de acolo a apărut ideea de Se lasă rău. Băi frate, Se lasă rău e nasol, adică ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Adică noi am vrut libertate, am vrut o democrație, păi dacă ăștia săracii care au murit acum 33 de ani ar vedea, sper să nu vadă ce se întâmplă, s-ar răsuci în mormânt.
dacă ar vedea pentru ce și-au dat viața, pentru niște năpârci, niște lupi care se mănâncă între ei, se sfâșie între ei pe spatele nostru, care noi ca popor behăim, că noi n-avem puterea sârbească sau bulgărească de opinie și de a contracara anumite decizii și anumite, să spunem, legi supraimpozitare peste fondul războiului. Nu vezi că e război? Păi trebuie să strângem șurubul. Dar asta e o scuză, știm foarte bine. Nu, ceea ce se întâmplă, pentru că poporul are lipsă de reacție. Eu am avut reacție, eu mi-am scos și chestii solo în care mi-am spus părerea. Chiar dacă am fost blamat, mă interesați, măcar m-am răcorit. Dar dacă fiecare ar face, măcar mai facem noi sau fac și eu, este actuala piesă, nu? Lumea asta, așa se va numi și albumul, nu? Orice ce ai vrea să zici, dar locul meu de fel nu pare a fi aici. O scursoare de aldeșui, de șarlatan, destui de fur și nesătui. Dregătorii păcălici, dușmanii azamici, avuții ieri calici. Iată-i priviții, dar nimeni nu vede. Nimeni nu vrea. Mai rău să nu fie. Păi nu e nicio problemă. O să ajungem ca și în bancul ăla. Că eu dau nu un politic, eu dau un social. Pentru că românul se lasă furat. Cine s-a plictisit a plecat din țară. Cine a fost curajos a rămas, a lătrat, dar a rămas cu lătratul, că este epoca în care poți să zici orice. Înainte îți luau gâtul să spui ceva. Acum. Aia nu știu cât mai e valabil și asta. Văd nu știu. Nu știu până când, că mămăliga nu explodează, spuneau ungurii, nu? Și cam așa e. Iată că mămăliga nu explodează. Iarăși acești dregători, așa putem să spunem ca și textul, acești dregători, rând pe rând, de 33 de ani, ne fac din ce în ce mai săraci și ne fac viața total imposibilă și celor privați, bineînțeles, care desfășurăm activități private și încercăm să subzistăm, să subzistăm. Deci acum nu mai este să spui cuget, deci subzist. Nu mai exist. Dar da, așa ne trebuie. Eu zic să ne cumpărăm și frânghia când ni se spune că ne spânzurăm, ca să fim liniștiți. Că dacă nimeni nu reacționează, atunci normal că ei pot să-și facă de cap și n-au nicio frică, n-au nicio teamă de a elabora legi și peste noapte și pe ascuns. Apropo de în timpul istoric, când s-au făcut legi pe ascuns. Și acum se dă un preajmă sărbătorilor, s-au dat unele acum. Dar se fac niște chestii în funcție de cum există interesele. Păi asta e democrația. Păi atunci îmi pare rău. Înseamnă că nu e foarte bună în cazul României. Poate că și în alte cazuri. Dar nu vreau să ajungem în politică, repet. E vorba de social. Ne e bine? Nu. De ce? Plecasem pe la Gagici, Călin. Măi, mie mi-au ajuns la urechi absolut toate discurile și celelalte cuvinte și proiectele tale solo, știi? Și în afară de faptul că am constatat că de la un disc la altul sunt schimbări de stil, sunt experimente, cu unele am rezonat mai mult, cu unele am rezonat mai puțin, am putut să trag totuși o concluzie asupra tuturor. Există acolo un soi de melancolie în toate, știi? O melancolie specifică, dacă vrei, de sound. Știi? De unde vine asta? Din cultura muzicală. Cultura generală muzicală. Probabil, am ascultat multe și știi cum e. E vorba de vibe, cum se spune acum, vibe, energie, un sound, o chestie care probabil se face, îți intră în sânge și se amestecă, se conglomerează și iese ce iese, ce se aude. Nu neapărat o nostalgie, pentru că... Am zis nostalgie, melancolie. Și melancolie, mă rog, melancolie, dar se încearcă și o chestie fresh în același timp, chiar pe baza sunetelor vechi, să le așezem haine noi, cum s-ar spune. Se încearcă. Nu pot să spun acum, că ce se întâmplă... E foarte ușor să discuți din punctul tău de vedere, știi? Încerci să fii obiectiv văzând ceea ce se întâmplă. Adică e greu să... Nu poți să judeci generațiile noi,
Pentru că generațiile noi care apar, inclusiv cele de muzicieni, de artiști, sunt rezultatul tot acestei societăți ratate. Și de acolo apar hate-uri, frustrări, etc., etc. Orgolii, lucrurile astea se întâmplă la scară mondială, de fapt, dacă stăm bine să ne gândim. Doar atât că segmentul de adresare aici este foarte mic și acolo este, nu mai este foarte mare, este mare. Mai, am să spun o treabă. Până și Bulgaria are o piață de rock mult mai puternică decât noi. Nu comparăm țările. Nu comparăm țările. Bulgaria are și opinie socială, da? Și Iugoslavia la fel. Nu putem să comparăm. De ce? Pentru că noi suntem un neam needucat. Asta e adevărul. Noi nu avem educație și nu avem educația respectului valorilor. Din păcate. Dar nici societatea și globalizarea în general nu încurajează aceste lucruri. Uite-te și afară, că și acolo e cam la fel. Dacă stăm bine să ne gândim. Că și la rockerii vechi, la metaliștii vechi care adună stadioane, există nostalgii și păreri de rău. Pentru că lumea se schimbă. Ce să zic? Nu se schimbă în bine, în niciun caz. Pentru că noi care avem o experiență, îi vedem pe ei. Știi? Și observăm sub aspectul ăsta. De ce? Pentru că o țară în care a fost oprit robinetul la cultură, lumea dădea bani grei ca să aibă, să aibă un disc, să aibă o casetă video, să vadă un film, că nu vedea nimic. Acum le au la dispoziție și nu îi interesează. Dar... Da? Deci aici e chestia, e vorba de lipsa de educație din punct de vedere al respectării valorilor. Oamenii nu respectă valorile, nu sunt respectate ziua de azi valorile. Uite-te la educația, la educația sârbilor. Îți dau un exemplu, că tot îl dau mereu. Cine adună 100.000 de oameni la o trupă, la o aniversare rock, decât sârbii? Uite-te Bielodugme, unde a cântat, că lumea română știe numai de Bregovici, așa cum au aflat de Queen după ce a murit Freddie Mercury. Că Freddie Mercury a fost cel mai tare, dar stai puțin că ăsta cânta în formația... Bravație, Iugoslavia! Da, deci, revin. Cine adună? Nici noi cu mama lui Phoenix împreună, dacă am face un din ăsta, dacă să nu dăm 5.000 de oameni, suntem deosebiți. Deci vreau să spun că e chestie de educație. Nu trebuie aruncat cu maro pe alte stiluri muzicale. Pentru că lumea are posibilitatea să aleagă. Deci, atenție! Ceea ce în 80 nu era, de pildă. Acum, lumea are posibilitatea să... Mă refer la stilul folcloric fake, care s-a transformat în manea. Eu voiam să te întreb pe tine, clar trăim acum, trăim niște vremuri interesante, istorice realmente, cumva le-am mai trăit și prin anii 80 sau sfârșitul anilor 80, dar tu, fiind mai mare decât mine și fiind pe scenă deja în anii 80, fiind deja pe scenă atunci, cred că ai putea lejer să faci o comparație despre cum era publicul atunci și cum este acum. Problema este că atunci a fost o conjunctură foarte favorabilă rockului în blocurile comuniste. Știm foarte bine de ce. A fost fructul oprit. A reprezentat o formă de luptă către libertate. Oamenii se simțeau liberi și descătușați la un concert rock. Prin asta, rockul a fost sus. Tocmai prin că era o formă de rezistență, să spunem. Prin muzică, prin cultură. Rezistența prin cultură, nu? Dacă stăm bine să ne gândim. Rockul este o formă energetică, o stare de protest, de a nu fi de acord cu lucrurile care se întâmplă, lucrurile rele care se întâmplă. Fără starea asta, rockul nu are nicio motivație. După părerea mea, după umila mea părere. Pe ce faci? Cânti rock și povestești despre flori și despre munți sau cum? Adică, eu zic că este o stare. Comparativ cu asta. Așa am fost la un moment dat, am nimerit și noi ca vodă în Lobodă, printr-un mare noroc, la un festival rock în Bulgaria, în 89. Fai de capul meu, pe ce am văzut acolo, era deja perestroica, la noi încă era beznă, știi, cum intrai
Am crezut că s-a făcut ziua, știi, că am mers cu trenul din București pe la Dunăre. Și unde era? În Blagoevgrad. Blagoevgrad era un fel de oraș civic din ăsta comunist. Mă rog, ideea era că era stadion întreg. Păi noi așa ne-am stresat acolo, că ne-am încurcat. Așa, instalație mare era de sunet și de monitoare, că ne-am desincronizat, că nu ne auzeam prea bine. Adică era ceva care noi nu mai fusese, mai cântase în viața noastră pe asemenea scenă mare. Scenă lată aproape cât un stadion. Deci era pusă pe lat, știi ce zic? Erau porțile și un pic mai era și așa era scena, imensă. Erau 20-30 de metri între noi, deci ne-am blocat. Și vedeam cum publicul se agită și ăștia dădeau cu pulanele pe ei, știi, ca să nu se ridice. Micile bucurii ale vieții, da. Știu cumva ce spui, am prins, pur și simplu printr-o întâmplare, am prins un concert de cei drept prin anii 2000, Motorhead în Bulgaria. Și am avut un șoc să văd o masă mare de public care aveau tricouri care fusese odată negre, dacă știi ce spun, știi? Dar atâta spălat, că erau o mare de oameni care aveau tricouri de alea, știi? Și băi, erau în culmea fericirii, băi, a venit Motorhead, lasă care tricoul meu, găuri, sunt aici, știi? Și a fost un, știu exact ce spui, a fost un vibe anume și întotdeauna am considerat că bulgarii au o piață de rock mult mai șmecheră decât noi. Se pare că aveau și un post de radio de rock în anii 80, ceea ce nu era puțin lucru, că la noi, nea, se mai scăpa câte una. Ce voiam să te mai întreb pe tine? Sunt curios cum a început, că erai din Oradea, da? Ești din Oradea și bănuiesc că era o gașcă în Oradea la începutul carierei atunci. Păi ce muzică ascultați? Cum a intrat în povestea asta cu rock-ul? Păi, eu cântam de mic copil. Cântam, mă jucam la chitară. Și pe la... Ce chitară aveai? Da, am avut chitară. Zdrângăneam pe chitară din plastic, tot felul de chestii. Până nu, dar prima care depistat, a fost, era un Regin sau ce? Au depistat părinții mei, bunica mea a depistat că aș avea talent, că pe ce puneam mâna scoteam ceva melodic. Și mi-a luat mama o chitară, s-a dus la examen la București, la facultate, și mi-a luat o chitară din placaj, aia, era una de aia maro, știi, toată lumea a început cu din alea în perioada aia, chitară, student, cadet, nu știu cum zicea, una maro. Cu... Tu zici electrică, nu? Nu, acustică. Acustică, stai, am început să învăț, să merg pe la cercuri, la Casa Armatei, unde se cântau, toată lumea, eram 10 chitariști sau 15 care cântau același lucru ca mandolinele, știi? Cântam Beatles, cântam din astea, muzică ușoară, știi? Și întâmplarea a făcut că în 1972 să văd absolut într-o conjunctură întâmplătoare, am primit o invitație, du-te la un concert să vezi un concert. Am văzut primul concert, care am aflat acum că a fost primul lor concert cu cei ce ne-au dat nume. În 8 martie 1972, și acum țin minte. N-am știut că acela a fost primul lor concert în formula aia. Adică pregătiseră cei ce ne-au dat nume, Phoenix-ul. Dar primul lor concert a fost în Casa de Cultura Sindicatelor în Oradea, știi? Și atunci când am văzut treaba asta, am zis, asta trebuie să fac eu. Am simțit. Deci am rămas blocat de energia rock-ului, știi? Nu mai văzusem până atunci live marșaluri, tobe, amplificatoare, chestii de acest gen, doar de alea micuțe. Și mi-am dorit foarte mult acest lucru. Și atunci mi s-a schimbat direcția în viață. Am zis, asta vreau eu să fac. Am rămas atât de marcat de acel concert. La acea oră, la 12 ani, n-am înțeles că... Eu am înțeles că vreau să fiu exact ca ei. Cu timpul mi-am dat seama că, de fapt, vreau să am energia lor și cum cântau ei așa. Treaba aia, pentru că nu știam eu nici solo, nici nimic, dar am început să buchisesc. După această cunoștință cu Phoenix-ul și cu hotărârea mea, am început să ascult Deep Purple,
Led Zeppelin, exact în perioada aia se lansau cele mai grozave albume. Știi, aici în București, de pildă, tot prin anii 80, pot să spun eu, ceea ce e un lucru extraordinar, acum retroactiv mi se pare și mai extraordinar, faptul că schimbam muzici între noi, viniluri sau ce mai aveam, a reușit să creeze prietenii pe viață, știi, încă am prietenia, ceea ce, băi, nu-i puțin lucru. Sau dușmănii dacă ai zgâriat omului discul, știi? Sau dacă nu i-ai dat vinilul înapoi. Da, da, da. Deci îți dai seama că era, ce să spun, un disc cu Black Sabbath, ajungeau la 400 de lei unul, mai de capul meu. Perechi de plugi era 200 de lei, mă rog, nu contează. Și am ajuns la liceu și acolo doream să fac formație, că am ajuns la Casa Pionierilor între timp, înainte de a ajunge la liceu. Și acolo am început povestea, am început să încropesc o formație a liceului, cântam la dans, dansul însemna Smoke on the Water, Shine on You Crazy Diamond, chestii de-astea se cântau și se dansau pe atunci, știi? Care a fost prima ta chitară? Eventual Santana, poftim? Prima ta chitară electrică, care a fost? Ce o chitară electrică Doina sau ceva de genul, așa, da. Chitară electrică Doina, la care jinduiam deja de prin clasa a 6-a, 7-a și tot mă uitam, era 2100 și ceva, foarte mult. Și tot avea și clape, niște clape cu care se schimbau dozele, nu era cum e acum, știi, switch din ăla. Și taică mi-a zis, zice, dacă e media 9, termin cu media 9, clasa 8-a, conta media, că vedeam ceva diferențe acolo ca să intru clasa 9, îți cumpăr chitară. Pua, dai seama că am făcut tot posibil, am terminat cu 907 sau ceva de genul la limită, știi? Și ce amplificator? N-am avut amplificator. Am avut doar chitară, ce mă amplificam pe radio de acasă, era un radio de la mare rotund. Am un clip cu desene din desene acum mai recent, Ochi strălucitori. Cam cum începe la clipul ăla, aveam un radio de ăla, știi, pe care erau alea rusești cu difuzoare mari și erau calitate. Da. Și băgam acolo cu mufă din chitara și îl băgam la maxim și atunci obțineam o mică distorsiune, știi? Și mă amplificam și pe un casetofon. Când am primit un casetofon, m-am amplificat și pe pick-up. Deci n-am avut amplificator. Distorsuri de alea făcute în cutie de siringă? Nu, n-am avut încă. Nu, din alea. Tot liceul, am folosit amplificator pe lămpi și pe alea supra încărcam și obțineam distorsiunea respectivă. Și se cânta la liceu pe difuzoare cu excitație, deci difuzor care se bagă în priză. Adică îl băgai în priză și se crea un câmp magnetic. Știi, prin introducerea în priză. Și așa se obținea sunetul prin difuzorul ăla. Deci erau difuzoare electromagnetice. Ați avut probleme cu autoritățile prin anii 80? Voi, că mai știu de aici povești. Știu povești cu Timpuri Noi de atunci, știu povești cu Iris. Vi s-a întâmplat și vouă? Nu. Probabil că autoritățile nu reușeau să pătrundă subtilitatea mesajelor noastre și în același timp cred că și faptul că nu eram noi chiar în București, nu concertam de atât de des cât concertau ceilalți. Probabil astea două lucruri, dar cum să spun, noi nu spuneam pe șleau. Atunci n-am, dacă am fi scos să lasă rău, eram la rând cu ceilalți interziși, da? Dar nu, aveam suflet nefericit, nu știu ce, deci puteai să o confunzi, să o interpretez, că aici în asta constă arta, zic eu. Să fie mai multe înțelesuri și omul să-și aleagă pe care înțeles îl dorește el. Am făcut un podcast cu Pipai și cu Mugurel Vrabete.
Și le-am pus în romantismul meu naiv, le-am pus întrebarea, zic, băi, voi cântați în anii 80, da? Și mergeați prin țară, cu siguranță aveați groupies, da? Erau fetele care veneau după voi, party-uri după cântări. Și mi-a povestit Pipai o chestie, m-a pus la punct imediat, zice, băi, să-ți explic cum era, te duceai să cânti în țară, se termina spectacolul la 10 când se închideau toate restaurantele. Prima ta preocupare era de unde Dumnezeu îți cumperi niște mâncare. Și cam asta erau partiurile de după Dumnezeu cu mila. Chiar așa, că se mai stătea la Machială, așa ziceam noi, în Timișoara, când ne-am făcut după liceu, am mers în Timișoara. Se cumpăra, deci, cum să spun, mâncare mai greu, că mai găseai, dar mai rapid găseai de băut. Decât mâncare e fudulie, da. Da. Nu, că mai, na, mai era una sau alta, știi? Nu, că în general când erau festivaluri sau chestii, exista masă, puteai să mănânci, că doar îți asigurau masă, tot era la stat, nu? Păi, cum era la, erau, mi-amintesc de festivalul ăla, este un festival care e aproape la fel de longeviv ca noi, Top Ten de la Buzău, știi? Mm-hmm. Și acolo tot timpul se aduceau damigene cu vin de casă, din zona respectivă, știi? Și se făceau șezători de astea cu Petre Magdin, cu Florin Silviu Ursulescu, știi? În care se povesteau și se adunau trupele într-o cameră, păi eram acolo crai peste grămadă, știi? Da, fete erau. Erau lucruri faine. Vreau să spun un lucru. Nu există, nu asta e problema. Problema e așa, adică se pune așa. Orice tinerețe, indiferent în ce regim opresiv este frumoasă. Da, păi cum era atunci că era nasol, da, dar aveam 18 ani. Păi, deci, cum să spun, și cei care sunt tineri acum sunt copii și nu știu ce o să pomenească vremurile astea în alte. De ce? Pentru că asta este frumos. A fost și anul ăsta, 2022, și bă, văd că a fost pentru tine cel puțin, pare să fi fost un an plin, cel puțin după perioada asta de toată lumea a fost. Pentru că avem album solo nou, avem album celelalte cuvinte nouă. Urmează. Ăsta urmează pe anul viitor. Acum se pregătește cum ar veni, că... Dar el așa, în mod normal, cu un fel de spectacole promo, se pornește din martie. Mm-hmm. Și avem și reeditarea albumului Ispita pe vinil. Da. Adică a fost un an plin. N-ai de ce să te plângi. Și urmează unul și mai plin, da? Am de ce să mă plâng. Știi foarte bine de ce mă plâng. Mă plâng pentru că la un moment dat nu mai e nimic de pierdut, nu? Ce poți să pierzi? Nu poți să pierzi nimic și constați că în jurul tău nu e bine. Asta e adevărul. Am făcut niște filme eu și unul din filmele pe care le-am făcut este un documentar despre formația Vank. Și în discuția pe care am avut-o cu Cornel Ilie acolo, am avut această întrebare. Zic, mă, tu, așa, trăgând o linie, te consider un om de succes? Și el mi-a dat un răspuns care mi s-a părut foarte bun, zice... Băi, acum mi-a mers bine, acum mi-a mers rău, asta nu este o constantă, însă faptul că reușesc să trăiesc așa cum trăiesc, nu neapărat în lux, din ceea ce îmi place realmente să fac, asta este succesul pentru mine. Da, a zis bine, să știi. A zis bine, dar, cum să spun, după părerea mea, succesul este un termen foarte periculos. Dacă e așa, știi? Uh-huh. Că știi, mai știi că cunoști vorba aia. Uită-vă și la ăla, i s-a suit succesul la cap. Deci succesul este o chestie trecătoare. E ca să, cum se spune, că s-ar putea spune, nu? Că și noi am avut succes la început. Am fost boom cu alea de la început și după aia n-a mai fost așa, știi? Nu asta e problema. Problema este că tu să fii ok cu ceea ce faci, tu să fii împăcat cu tine cu ceea ce faci și într-adevăr, dacă reușești să te descurci din treaba asta, numai părerea mea este că într-o țară pitică ca asta, în care segmentul de adresare datorită analfabetismului muzical este tot mai mic,
foarte greu să te descurci. Trebuie să faci anumite retușuri. Că vorbim despre VANC sau despre alte formații care trăiesc acolo, ele fac anumite retușuri spre comercial. În anumite părți, ca să placă, ca să poată să trăiască puțin din treaba asta, nu? Dacă ești nebun, cum suntem noi și poate și alții, și în mod sigur și alții, și vrei tu să cânti ce vrea mușchiul tău și ți se rupe, primul rând, trebuie să-ți placă ție. Ți-asum, după, da. Dacă găsești rezonanță, foarte bine. Dacă nu, nu. Proverb indian, nu? Auzi, da, trecând... Dacă găsești, atunci trebuie să te susții puțin din alte lucruri. Nu neapărat din muzică. Concertele te mai ajută, dar într-o țară în care lucrurile sunt plătite prost și în care și drepturile de autor sunt destul de șalea cum sunt, știi? Nu vreau să comentez prea multe, că după aia nu le mai primesc nici pe alea pe care le mai primesc. Și aici, din ce spui tu, și știu că așa este, la noi nu prea este one for the money, two for the show. Nu prea. Fiecare pentru el. Dar asta am spus că este țara mică, tocmai de aceea m-ai întrebat și am spus, nu mai avem ceva restanță cu ispita prin ianuarie, după aceea stăm până în martie, că nu poți, deci deja apare termenul de oboseală la publicul dintr-un oraș mai mic când te duci de două ori, știi? Și dacă te duci cu titlu dublu, deci titlu diferit, înțelegi? Nu mai umpli sălile pe care le-ai umplut și mergi, știi cum e, cineva spune că la nenea îi plac spațiile mici și nu încep să ne placă spațiile mici, că în alea se adună lumea mai multă, îți pare mai multă, știi? Dar nu e și un tip de intimitate la cântările astea în spații mai mici, totuși? Este intimitate, bineînțeles că este intimitate, este respirația cu publicul, știi? Și e frumoasă treaba, ce să zic, dar spectacole mari, ale implică niște chestii. Și noi am făcut și spectacole mari, poate vom mai face. Dacă nu. Ideea este ca tu să te mulțumești cu ceea ce ai. Trăgând așa o linie peste atâția ani de carieră și de stat pe scenă și de scos discuri, care a fost highlight-ul tău, momentul ăla în care ai spus, băi, chiar mă bucur că mi-am ales tipul ăsta de meserie, dacă vrei. Mă bucur că fac asta, asta vreau să fac și în continuare de acum încolo și mă bucur pentru momentul ăsta că sunt acum aici. Au fost mai multe momente, dar momentul hotărător care a asigurat continuitatea unei trupe care părea să fie doar studențească, după părerea multora, a fost un festival din 1984 în Parcul Rozelor în Timișoara, numit Team Rock Festival, la care am fost remarcați de Florian Pitiș. Într-un moment foarte ciudat în care trebuia întreruptă seara, pe noi ne-au întrerupt autoritățile din cântat și lumea a început să ne scandeze numele, că te întrebam mai devreme. Să ne cânte un refren, două, și să cânte Deșteaptă-te române. Deci, la acea când vreme, nu era vremurile astea... Trebuie spus, Deșteaptă-te române nu era imn în 84. Da. Poate fi imn acum, că degeaba. Și din muzicile astea mai noi, din trupele românești mai noi, e vreuna cu care rezonezi? E ceva ce te-a surprins? Știi, mie mi se pare, cu foarte mici excepții, mai ales trupele astea din Noul Val, dacă apare ceva în Occident, da, cu un ambalaj oarecum nou, apare și aici echivalentul. Asta s-a întâmplat de când lumea. Hai să fim serioși. La noi, nu la noi, în general, vreau să spun un lucru. Noi suntem produsul. Bine, eu am văzut Phoenix, nu? Mi-a plăcut Phoenix, am vrut să cânt. Când am fost copil, să fiu ca ei, nu? Dar am început să ascult muzică, nu știu ce, și am făcut alte chestii. Până la urmă, da? Ceaușescu și comuniștii, în prostia lor,
au realizat un lucru unic, impunând trupelor românești să cânte folclor. Să se inspire din folclor. Pentru că el a fost la ceva, nu știu, a văzut în Corea sau unde s-a dus el în vizită și a văzut acolo cântece inspirate din folclor și a rămas. Deci asta a venit pe linie de partid. A venit pe linie, la Phoenix le-a interzis, nu știi? Dacă nu știi, spun eu, le-a interzis. Nu știu povestea cu Phoenix, normal. Le-a spus, cântați folclor, frate, din folclor. Și atunci au găsit o cale ingenioasă cu și ajutorul lui Pitiș și ajutorul lui Ursulescu, cu arhiva națională de cântece din popor, nu alea comuniste, cântecele folclorice, alea din popor transmise. Știi? Și atunci au găsit, a fost o găselniță extraordinară și treaba asta a dat naștere în întregi generații rock românești. Bineînțeles că Phoenix a mai ascultat și Jethro Tull cu kilogramul, cu tona, dar cum să spun, totuși texturi, a dat o chestie foarte originală și de acolo au rezultat o grămadă de trupe, inclusiv noi și Sphinx, bineînțeles, care era un alt exemplu nemaipomenit, Dan Andrei Aldea Mare, chitarist, mai de mine. Și, și până atunci, până în momentul ăla, toate trupele imitau, că aici am vrut să ajung. Phoenix-ul vechi cu Moni Bordeanu încercau să imite scălâmbăielele lui Mick Jagger, știi ce zic, toate chestiile alea, mă rog, ce trupe existau, Shadows și toate trupele alea vechi de atunci care cântau acel rock, care au fost generate și ele la rândul lor de curentul Beatles, știm foarte bine. Na. Fine. Dar această bramură, după părerea mea, a fost mult mai originală, după care s-a deschis cortina, s-a spart zidul, iarăși s-a reîntors, lumea se pare la aceleași lucruri, dar chestia asta, cum să spună, dar este un precedent, nu trebuie acuzați cei care fac acest lucru, doar că ar trebui să fie mai personali. Adică, dacă e ceva, ia ce-ți folosește ție și îl exprimă în felul tău, ca să arăți că ești tu. Ca omul când închide ochii și te ascultă să zică, ăsta e ăla. Să fii recognoscibil, să încerci să fii tu însuți, chiar dacă asculți. Că nu este o crimă să asculți sau să te iei după un chitarist sau după un stil anume. Dacă reușești să găsești, știu eu, un stil aparte, pentru că fiecare artist a avut inspirația lui. Deci, la un moment dat, chiar nu vreau să mai ascult muzică, că mi-era teamă că mă influențează. Și încercam să scot eu din mine. Dar mi-erau formații, uite, Luna Amară, care a reprezentat o chestie. Bine, i-a mai nimerit noi înaintea noastră și am mai ascultat. Și zic, domnule, zic, este un curent, este o chestie. Sau cum și-au păstrat oarecum Stindardul și Altarul, știi, care erau din trupele care apăruseră după 90. Mă rog, care până la urmă au renunțat la limba engleză pentru că la ce să cui să cânți engleză? Atunci era deschiderea aia, se spera că cântând în engleză te remarcă străinii, știi? Dar uite că au fost trupe și sunt trupe și acum și sunt trupe care aduc public. Înțelegi? Sunt trupe, uite și ăștia cum și ei cântă un fel de folclor, Dirty Shirt. E foarte interesant. Ok, dar cum să spun acum, lucrurile trebuie să fii ca tine, știi, înțelegi? Că dacă mergi pe folclorul rusesc, știi la ce mă refer, și auzi numai trompete, la un moment dat deja te bulversezi, toate încep să semene între ele. Și apropo de asta, n-am să vorbesc de discurile tale solo, o să vorbesc despre celelalte cuvinte. Acolo e lucru complicat. Cum să scrie nenea o piesă la voi? Adică întâi se vine cu versurile, vine cineva cu riful de acasă. Cu versurile nu, nici vorbă. Cu versurile nu s-a întâmplat, numai și la mine. Și vreau să mai punctez ceva aici în continuarea întrebării. Trebuie să ai, clar, știu asta și de la mine, adică la mine am observat-o prima oară, un tip de relație cu muzele. Ceea ce presupune până la urmă, înainte de toate, un soi de disciplină. Aici nu prea există dar disciplină, dar există o chimie, știi? O chimie formată prin rutină și probabil prin cultura muzicală a fiecărui membru,
că se vine cu o schemă, cu o chestie, cu un la-la-la, cu o treabă și după aceea, deși în mod normal trebuie să stai întâi să de vorbă, să zici despre ce să fie vorba. Hai să vedem despre ce cântăm, că unii fac așa, brainstorming, știi, dinainte. La noi nu prea a fost chestia asta, la noi ne-am obișnuit așa că mai făceam eu texte, mai luam de nu știu unde, mai făcea Marcel texte și după m-am prins, după dacă vrei, bă, stai că ăsta știe texte, ia mai fă-le tu de acum încoace, că nu mai are rost să are omul talent, zic, fă tu textele. Mm-hmm. Dar nu mai stabilim despre ce să fie vorba. Dacă eu vin cu o schemă sau tu, poate îmi sugerează ceva, știi? S-a mai întâmplat așa, de exemplu, când a fost... A fost o piesă pe care tot gânguream, știi, înțelegi? Și la un moment dat îi spun, o să păzi, despre ce să fie luat, fii atent. Și i-am adus o carte de Cezar Petrescu, Comoara regelui Dromichet. Așa s-a născut Comoara, zic, poftim cartea, citește și după aia mai vorbim. Și ăsta e subiectul. Să știi că am văzut de curând, am vorbit asta și cu Andy Gost de la Altari, am povestit și lui, am văzut de curând, mi s-a părut foarte interesant, am văzut un interviu cu Rick Rubin, cu producătorul Rick Rubin. Și el povestea o chestie foarte ciudată despre cum se scriu piesele la Red Hot Chili Peppers, la versuri. Deci se face piesa, după care vine vocalistul la microfon și înșiră cuvinte aiurea, după care vede cam pe unde se potrivesc melodic cuvintele și abia atunci construiește pe... Interesant. Da, sau mai era un exemplu de la System of a Down, era un bridge... Și nu știa ce versuri să pună acolo și l-a luat Rick Rubin, exact ce spui tu, l-a dus în bibliotecă pe vocalistul de la System of a Down și a zis, alegeți o carte din bibliotecă, deschide-o undeva, vezi dacă găsești ceva. E, ghiși ce, s-a întâmplat asta. Zic, uite-mă cum funcționează, adică ai niște piese super cunoscute, da, și ca să vezi cum s-au născut de fapt. Plus, mai am o întrebare... Ați avut piese de astea de s-au scris și în 5 minute? Nu. No. Just like this? Nu prea. Nu prea. Nu prea, nu prea, că a fost mereu, tu le lipeam, le cârpeam, luam schemă de acolo, de dincolo, știi, până simțeam noi că e ok. Ce să spun? Cred că perioada în care am stat noi cel mai mult împreună a fost până prin 90 și ceva, că după aia ne-am apucat și noi fiecare de alte lucruri, că să ne susținem financiar familiile, știi? Dar asta s-a simțit în perioada respectivă, pentru că aveam timp să facem, aveam să... Și după aceea, după cum se observă în discografie, s-au lungit termenele între discuri, deci tocmai din motivul ăsta, că fiecare nu face numai asta. Spre deosebire de mine, că se pare că tot asta, de asta am mai avut eu timp de alte lucruri, pentru că nu vreau să fac altceva sau nu am fost nevoie, că nu-mi place să sap gropi nici la propriu, nici la nimeni și asta este. Vreau să spun că am dat cu ochiul pe discul tău solo cel nou și am încasat din plin și cu oareși ce surprindere foarte plăcută. Acum îl cunoști după textură pe Tony Dijmărescu. Adică da. Și numele lui are distors, Dijmărescu, știi? Da. Foarte bune texturi de chitară băgat acolo. De la cap la coadă zic, uite mă, și piesa asta, și piesa asta, și piesa asta. Zic, uite ce... Acolo sunt riff-uri, acolo sunt chestii stabilite dinainte de mine, că sunt piesele compuse, dar cred că una singură a venit el cu un riff, cu o idee, care mi-a sugerat, cred că ultima piesă, care a încheiat chiar asta, acolo a făcut el riff-ul ăla, știi? Restul l-am făcut eu și el întărea, că nu vrea să facă mai mult. Am zis, băi, fă ce simți, că nu, am încredere, nu e problemă. La solo-uri acum nu prea, foarte, n-am făcut solo-uri, mai mult, am făcut eu cam pe toate acolo, știi? Dar asta este recording project, asta nu știu dacă se vor cânta vreodată, dar rămân. Știi ce curiozitate am? V-am văzut în concert săptămâna, acum ceva vreme, în Quantic. Chitaristul este fiul tău acum și am văzut... Recent ai văzut? Acum sau... Acum, da. Acum la Ispita. La Ispita, da. Ispita. Și am văzut chitara lui Ibanez. Măi, nu m-am prins
Și m-am uitat și pe niște filmări, nu m-am prins chitara ta aia muștar ce este. Hammer Californian Deluxe. Aha, de-aia nu m-am prins, ok. Hammer. Știu, n-au mulți. Păi n-au mulți, nu. Eu am luat-o, nu era nouă nici eu când am luat-o. Asta știi că acolo a fost chitara. Chitara a fost a celui care ne-a reculmea paradoxul, a celui care ne-a fost producer muzical la Ispita. El a venit cu un studio și avea chitări și avea tot felul de chestii, știi? Și apoi omul ăsta, Alex Boița Perin, ăsta a colaborat și cu Iggy Pop, a colaborat la sunet și a învățat niște lucruri. De-aia sună Ispita interesant și mai ordonat. Ne-a cam făcut ordine un pic în idei, știi? Ne-a ajutat, adică nu și-a băgat ideile lui. El a lucrat cu ideile noastre acolo, ne-a ajutat, știi? Să facem o mică ordine în ele și omul a început să vândă pe ele. Știi că omul, Dumnezeu să vede, că a murit, zic, omul se lăsa de droguri, dar nu putea să se lase, trebuia să bea sau ceva făcea, știi, ca să înlocuiască viciul ăla, știi? Și a început să vândă studioul pe bucăți, ba o chitară, ba nu știu ce, și atunci noi rapid am prins momentul și am cumpărat chitară, înțelegi? De la el. Chitara asta mai apare dacă te uiți la chitara asta mai apare la cineva în mână. Apare și la Boița în mână. La Doru Rocker Ionescu a scos niște emisiuni arhivate și la un moment dat vorbește despre promuzica și nu știu ce și arată pe Stepan cântând exact cu chitara aia, știi? Deci chitara este am eu actele că au fost întâmplător lăsate în toc 1987. Oho. 1987, chitara sau înțelegi, din Frankfurt. Deci era pe vremea când chitările de aia țin foarte mult la chitara, chitările se făceau extraordinar de bine. Câte ai? Vreo 5 sau 6. Nici mai trebuie, că are Marius. Marius e maniac. Marius este un mare... Dar îi admir, cum să spun, această boală. Decât să aibă altele mai rele, mai bine să colecționezi chitare. E una costisitoare. Are vreo 11 și el, vreo 11, 12. Nu le putem lua pe toate cu noi, că dacă ducem vreo 7 chitări în total, ajung, știi? Ca să fie una de rezervă dacă se întâmplă ceva. Știi? Și el mai schimbă, că mai cântă și la... Și eu mai cânt la 7 corzi, da. El mai cântă și la 8, la 8, știi? Mai anumite piese. Mai am o întrebare, fii atent, am o întrebare tehnică. Știu că atunci când vrei să cânti o piesă de-a ta, pe chitară, există un soi de memoria mușchilor, care știe acordurile, știe punsoia. Nu la fel funcționează cu versurile. Pentru a reține atâta purcoiul de versuri, da, că-s multe, nene, îți trebuie totuși niște exerciții de memorie. La tine cum funcționează treaba asta? Sau ți s-a întâmplat vreodată să le uiți sau să nu știi cum începe? Am mai pățit că totul e ca într-un film, știi? Și dacă cumva observ ceva sau din greșeală văd sau cineva mi-a trage atenția din sală sau ceva, o feștelesc. S-a întâmplat, știi? Și ăștia am văzut zâmbete între noi, știi? Și băi, dar eu găsesc pe loc altă variantă, pac, știi? Dar mai fericită sau nefericită s-a mai întâmplat. Sau, bine, la cele noi, acum, astea noi sunt și mai încurcate cu cuvintele folosite și de multe ori merg cu textul ajutător jos la podea. Dar alealte, efectiv, le țin minte nativ. Nu știu cum, dar le țin minte. Probabil că le-am cântat foarte mult. Înțelegi? Adică anumite solo-uri de chitară, vreau să spun că solo-uri de chitară de pe pătrățele le-am învățat ascultând discul, pentru că atunci unele le-am scos pe loc. Mai puțin dubleurile alea studiate, știi, pe care le știi, despre care vorbesc. Au fost anumite solo-uri care au venit așa, pe loc. Și după aia l-am învățat pe ăla. La fântână, apropo, de fântâna suspinelor, știi. Nu scapă niciun muzician de această întrebare de câte ori fac un podcast și cumva ai amintit de treaba asta, că ai mai uitat versuri. Când ai dat-o o dată de gard grav pe scenă? Cu textul. Nu, cu orice. Ceva, să se întâmple ceva, să fi făcut o greșeală, să o fi făcut lată. Nu s-a întâmplat nimic niciodată? Sau? Lată...
Adică să o tai de gard, acum stai cu multe înțelesuri. Pipai, că tot îmi revine Pipai, îmi povestea că s-a curentat pe vremea lui Ceaușescu, nu știu ce coleg s-a curentat pe scenă, că s-a făcut nu știu ce arc electric cu microfonul, cu chitara și... Da, s-a mai întâmplat și la noi, dar mai a fost odată când era, mi se pare, în vremea lui Ceaușescu la Casa Studenților și m-am enervat pe ăla de la Lumin, de ăla era cu un reostat cu cursor, știi, telea. Înțelegi? Care erau așa, cam alea mașinile de la avion. Exact așa mergeau. Și m-am enervat pe ăla că n-a stins și n-a prins cele câteva becuri în momentul în care am spus, că n-a fost atent băiatul. Și m-am enervat și am aruncat apă pe el. Știi? Și de asta că s-a curentat gagiul grav. Știi? Și după aia s-a întrerupt lumina și am zis, fără să-mi dau seama, aprindeți luminile că nu văd corzile. Și după aia mi-am dat seama ce am făcut. Băi, zic, l-am imitat pe Ceaușescu, ăștia vin acum și mă arestează. Dar nimeni n-a zis nimic, a fost tot liniște de plină. N-au zis niciunul nimic și ne-am continuat. Dar au mai fost multe din astea date după gard. Știi? Adică, na. Sau cu machiale excesivă și faze de alea, știi? Dar trebuie să fie, să treci prin fiecare. Da, aveați probleme grave cu sunetul prin 80, că știu că instalați, adică eu am fost la un singur concert, dar îmi povesteau niște prieteni, Minel îmi povestea de pildă, Minel Stoica îmi povestea, zice, băi, Siu ia urechile 3 zile, după, dar important e că erai acolo. Instalațiile erau diferite de acum, să fie clar, deci instalațiile nu erau, că acum sunt modelul line array, în ce sens? Jos sunt bașii, la pământ sau sub podea sau sub scenă și sus sunt mediile înalte. Înainte era tot pe au și în sistemele de afară. Pe au era pus de parte și de alta și atât. Și alea sunau foarte tare și nu foarte plăcut. E, acum dacă te duci la un concert totul se aude tare, dar nu te asurzește ca cum era atunci. Dar bineînțeles că erau și probleme cu sunetul. Pe ce să spun, că atunci nu găsești instalații cum găsești acum. Acum te duci ca și o trupă, care ești, care este, zicea cineva, și găsești instalație de sunet gata la clubul respectiv. Atunci nu era, atunci le cărai după tine. Atunci trebuia să dădeai o grămadă, o lăpată de bani, economiile familiei tale, dacă bine o vreau să ți le dea, ca să cumperi difuzoare. Și să ai o instalație. Noi, ani de zile, ne lecăram cu noi, cu autobuzul. Mi-a ajuns la urechi că celelalte cuvinte avea una din cele mai șmechere instalații de sunet din țară. La început, da. Dar după aceea, dacă am realizat că nu se poate trăi, că s-a făcut experiment, să ai și instalație de lumini, avea, dar luminile erau din fier, nene, erau grele ca dracu, cu scripeți, cu nu știu ce, cu becul, cu tungsram. Erau sponsori, știi? Deci firma asta de Arad, din Arad, Tungsram, știi? Osram sau Tungsram sau parcă erau și se căra, scenă n-aveam, scenă în sine, știi? Bucată, că sunt unii care au și scenă acum. Și erau lumini, o grămadă de lumini așa ținute pe astea, plus diffuse boxe și le duceam cu camionul. Noi mergeam cu o mașină mică și camionul ducea sculele. Camionul era curat în bancă, dar experimentul a eșuat, știi? Și după aceea s-a renunțat la astea, pentru că lumea a evoluat și au început să aibă toți instalații și atunci și între timp noi am început să ne facem mici business-uri, văzând că nu prea merge cu pe latura asta, numai asta, adică să trăiești din închiria de scule la Coca-Cola, care făceau atunci anumite mișcări și festivaluri și cam toți care au avut instalații, inclusiv holograful, cred că l-o cam lăsat. Știi că se spune de pildă la jurnaliști, una din bolile profesionale este ulcerul, pentru că-s cafele, multe țigări și câteodată vodka. La muzicieni se spune că-s probleme cu spatele, sciatica. Sciatica, lumbago. Asta e boală domnească, domnule. Am avut și așa ceva. Păi bănuiesc că, na, de la cât a scărat amplificatoarele alea. Dar nu, bineînțeles că deja aveam oameni care le căreau, le mai căram noi. Aveam doi care făceau tot. Știi? Am înțeles. Și acum când mergem, dar și mergem la formulă
la formulă restrânsă, economică, adică cu un tehnic care știe foarte bine tot ce pe scenă și celălalt care, șoferul care îl ajută și la cărat, știi, înțelegi? Și cam așa, și tehnicul montează împreună cu alți doi din trupă care știu foarte bine exact toate chestiile cu sunetistul și cu basistul. Deci care e basistul care pe vremuri și el asta făcea tot, era cu cablurile și poveste veche. Pentru că astea s-au învățat pentru că nevoia te-a învățat în mod normal. Dacă vrei să cânti, trebuie să ai instalație. Ca să ai instalație, trebuie să cumperi. Nu puteți să cumperi boxe originale. Îți cumpărai difuzoare, le puneai în cutii, vopseai cutiile. Acum, dacă te uiți retroactiv la atâția ani de cântat, atâția ani de trupă, atâția ani de stat pe scenă și turnee, nu ți se pare că ai avut o viață suprarealistă, cumva? Mai ales aici, la noi, la marginea Orientului, unde e mai ușor cu rock and roll. Nu știu, n-aș putea să spun că a fost suprarealistă, dar a fost o viață și este o viață faină, adică cel puțin până acum a fost ok, a fost, cum să spun, n-am avut așteptări. Mai mult așteptările au fost după 90. Înainte nici n-ai fi visat și ai văzut totul frumos. Dar, din păcate, lucrurile s-au dus în jos. În general, nu vorbesc de noi. Noi am cântat, ne-am văzut de treabă în continuare. Am scos câte o piesă când am avut chef, când am avut timp. Probabil că deci fanii noștri, nu aș putea să spun că sunt foarte mulți, sunt destui, dar ăia care sunt, păi greu e desprins de trupă. Pentru că, am văzut pentru asta. Pentru că ei sunt, cum să spun, cei care știu la ce vin și vin, ei vin după noi. Nu noi ne-am dus după fani. Deci noi ne-am cântat în strună publicului ca să-i placă. În primul rând am cântat ca să ne placă nouă. Și după aceea fanii s-au găsit. Ei, rezonând, cei care au rezonat cu textele, cu mesajul, cu stilul de muzică, care, bineînțeles, și ăsta a bulversat și stilul în istoria noastră, pentru că s-a schimbat la un moment dat, știi, și a șocat, inclusiv pe Pitiș, trecerea asta la Se lasă rău și chestiile astea, știi, metal. De fapt, ce s-a dovedit un lucru? Pentru că noi am știut că vom fuziona. Trupa este o trupă de fuziune, nu este... Adică face de toate. Ca să nu ne plictisim noi, pe noi înșine, nu mai puteam ține stilul ăla de pe vinil în continuare. Trebuia reinventat cumva, normal. Trebuia ceva făcut. Să știi că asta e o chestie pe care o apreciez la trupa celelalte cuvinte, că nu seamănă un disc cu altul, știi? Păi asta puțin e lucru. Ideea, că dacă faci să încerci, ama. Și asta într-o lume în care nu prea să mai scot discuri, înțelegi? Marea majoritate am scos o piesă, am lansat videoclip și aia e, știi? Paradoxal, mă uitam pe o statistică a lui Spotify, 80% din consumatorii de Spotify, ce să vezi, ascultă classic rock. Foarte bine, foarte bine. Da. Păi de ce? Ce se întâmplă? Pentru că moda revine, deci dacă o luăm cu moda, știi? Deci acum, normal că pot să spui așa, de ce trupele vechi au încă multe de spus? Pe pot să fac și eu, să fac pe șmecheru și să spun pentru că cele noi nu inventează nimic nou. Nu spun nimic nou, nu? Dar asta e ideea, muzica revine. Ideea este alta. Ca trupă, dacă reușești să-ți faci un aluat, pentru că vei găsi la fiecare, vei găsi, asta e o schiță, o schemă care seamănă cu nu știu ce. Vei găsi anumite... Pattern-uri, da. Fără să vrei. Că știi, există această discuție că, zice, mă, există Black Sabbath și Tony Iommi și restul care facem variațiuni pe temă. Bine, acum, asta poate fi, așa, poți să o iei de la început, nu? De la... Chuck Berry, te duci mai în spate, nu? De la negri, de la Elvis Presley, care a preluat gospelurile negrilor și a fost un alt care cânta cu voce de negru în anumite cântece, nu? Deci nu e vorba de asta. Bine, asta este o chestie de, cum să spun, consolare sau de, să spun, complacere în propriul anonimat.
să afirme acest lucru. Pentru că fiecare trupă, dacă are un mesaj, are aluatul, conglomeratul respectiv trebuie să ducă la o treabă recognoscibilă. Revin. Când închizi ochii și asculți o trupă fără să o vezi, sau fără să te vezi la televizor, știi că e aia. Ăștia sunt aia. Sunt o grămadă de exemple, nu? E drept că dacă îți dă Dumnezeu sau cine îți dă norocul, să spunem, nu știu dacă la mine, nu, încerc să nu mă includ în discuție, sunt diversi care au așa... Este pentru modești. S-au nimerit ca vocea să aibă un sunet al ei, să sune a... să nu sunt semene cu alții, atunci, în plus și plus cu chestiile instrumentale, poți să-i dai o culoare aparte trupei tale. Ai vreo piesă din istoria asta a rock and roll-ului pe care ți-ar fi plăcut să o scrii tu? Una. Bă, știu, uite cum e asta, nu știu, hai să zicem, îți dau exemplul ăsta, Iurea, Smoke on the Water. Băi, ce mi-ar fi plăcut mie să vin eu cu riff-ul ăsta sau... Nu, n-am avut, sincer, nu m-am gândit la treaba asta niciodată. Uh-huh. Ca să, ce mi-ar fi plăcut mie să o cânt sau nu știu ce. O trupă care mi-a plăcut foarte mult în perioada aia, dar nu știu, lumea nu mai știe, de Sweet se numea, care cântau Ballroom Blitz. Știi? Anii 60. Sălii de dans, Ballroom Blitz. Ai ascultat-o? Cred că o știu. Sweet și știu și... Că n-au mai rămas din ei numai un chitarist, cred că restul, da, e bătrân. Extraordinar. Deci pe vremea a fost niște vremuri, nu-mi pare rău. Încă când văd ce se întâmplă acum, mă bucur că am prins momentele alea. Că uite ce vine. Nu mai vine nimic. E tot mai nasol. Pe vremea aia se dansa pe muzică rock, mai pomenești așa ceva. Chestia este alta, că din dorința de originalitate, din păcate, rock-ul s-a făcut ori prea moale, ori prea extrem. Nu există o chestie care să le conțină. Au mai scos și tot ce e mai nou, am văzut, nu prea să mai poartă solourile de chitară. Asta... Cred că le e și mai greu să le facă totuși. Nu e puțin lucru să știi să faci un solo. Nu, dar să știi, nu e adevărat. Există chitariști extraordinar de buni, zăpăcitor de buni. Deci nivelul de tehnică al chitariștilor a crescut fantastic. Uite, la exemplu, lui Marius. A crescut extraordinar, au alte condiții, alte faze. Nu există, nu e o scuză pentru cei ca mine, dar vreau să spun că a crescut prea mult tehnica și atenția pe tehnică în pofida mesajului și a compoziției. Asta am observat în general acum, noi, că o trupă îmi place sau nu place. Vorbesc despre trupele noi. Trupele noi, cum să spun, am nimerit acum ca un fel de înlocuitori la festivalul extrem ăsta de la Râșnov. Rockstad. Rockstar Stream Fest, da. Nu știu ce trupă am nimerit și noi acolo, dar bineînțeles că noi am știut ce să găsim acolo, că multă lume s-a mirat, zice, cum v-ați spus? Da, mai zic, dacă vrei, la revedere, n-am mai cântat astea, am cântat numai Armagedoane. Asta era publicul, da. Da, asta dar acolo am văzut că la un moment dat, ascultând trupe, stând pe acolo și ascultând, nu cunoșteam trupele, poate că alții le știau. Aveam senzație că seamănă unele cu altele. Pentru că, mă rog, vocea aia joasă, grohăit-o sau cum vrei tu să-i spui, la un moment dat seamănă. Dacă nu-i vezi și nu mai auzi, da, în fine, este o chestie de extrem. Da, e prea mult extrem. Prea mult extrem. Ori e prea linga-langa, prea moale. Deci nu există mijloc acum, știi? Se pare că se merge spre extreme. Mai este un aspect, a evoluat foarte mult tehnica. Da, asta spun. Și odată a fost acel șoc de la începutul anilor 90, când s-a trecut de pe analog pe, cum se numește, e un soft cu care se înregistrează acum. Pro Tools?
A, și toată lumea funcționează pe... Ce este Pro Tools? Este Cubase, o grămadă. Cubase, așa. Și acum, uite, tot văd că se merge în zona asta de AI. Spre exemplu, am descoperit, e un canal YouTube care își generează heavy metal pe bandă rulantă de vreo câteva luni, dacă vrei să trimit link-ul. Este absolut fascinant, pentru că a ajuns să genereze și armonii. Păi și atunci unde e umanitatea? Păi asta era o întrebare, da. Uite, am ajuns și în momentul ăsta. Unde e umanitatea? Că, e ok, dar vreau să spun un lucru. Și în înregistrări am preferat, deși unii mai comentează că acolo așa, acolo așa, prefer să fie așa. De ce spun asta? Pentru că arată factorul uman. Mai degrabă să lași o greșeală, să se vadă că e adevărată, decât să fie totul perfect. Înțelegi? Nu te vezi cântând ca personaj în metavers. Poftim? Nu te vezi cântând ca personaj în realitatea virtuală, în metavers. Acum se poartă concertele în metavers. Știi, îți faci un profil în realitatea virtuală, există acest metavers al Facebook-ului, intri acolo, tocmai cred că au încercat să facă un Ozfest cu Motorhead, cu Ozzy, bine, era o grafică destul de incipientă așa, dar lucrurile cred că vor evolua în zona asta. Probabil, nu știu dacă mai apucăm noi să trăim atâta. Se mișcă foarte repede, că eu văd treaba... Eu cred că n-a fost suficientă pandemia asta ca să ajungă omul chiar așa. Pentru că muzica rock și, în general, muzica live nu poate fi substituită printr-un concert virtual. De nevoie am făcut și noi concert virtual. Am făcut două, nu? Un aniversar pe bilet și altul gratuit, la trei bețivi bar, acela cu 300. L-am văzut, da. Deci, aia a fost de nevoie, dar degeaba. Publicul și ca dovadă. Uite, a fost frustrant pentru tine? Poftim? A fost frustrant să ai doar reacții online? Nu, a fost ok. Este ok pentru că, uite-te, ne-am orientat spre streaming. Înțelegi? Și eu ce? Vorbeai de albumul meu. Ăsta e primul meu album pe streaming și mai sunt vreo 5 în spate. Dar ales pe CD. Deci a fost, cum să spun, în timpul schimbărilor și am adus și trupa pe streaming. Pentru că nu poți să scoți numai CD, că lumea nu mai cumpără CD-uri. CD-ul e ca o carte de vizită. Bun, ok, am încheiat proiectul, hai că scoate un număr delimitate. Așa cum va scoate și formația, tot un număr limitat ne va scoate Universal. Înțelegi? 500 de CD-uri, viniluri, cred că vor fi 250 căs duble. Să știi că asta e o treabă care mie îmi place foarte mult și anume că pe măsură ce merge tehnica din ce în ce mai departe și se merge pe streaming și nu știu ce, cel puțin de când a murit Bowie a început să crească piața de viniluri, am înțeles că a ajuns undeva la vânzări, deci vorbim de suma încasată, nu de profit, vânzări de $1 miliard pe an la nivel planetar. Mai nou au reapărut și casetele. Măi, mie nu mi se pare puțin lucru. Nu, este ok. Casete mai greu acum, dar aici la noi. La noi e vinilul și văd că se mai cumpără. Ce să spun? Este un lucru bun. De ce? Că dacă te gândești bine, se poate întâmpla orice, nu? Dacă moare netul, unde rămâne muzica? Că se poate întâmpla și așa ceva, nu? Bineînțeles. Accidente de genul ăsta. Și atunci... Te mă amenințați de blackout, așa că... Da, păi ăla e pericolul cel mare, că dacă moare netul, mor băncile, mor toate sistemele de contorizare, tot se duce. Dar vinilul rămâne, CD-ul rămâne, nu? Sistemele vechi. Da, nu știu, e chestie de generație, pe ăștia mici nu prea îi văd. Cu chestii de astea. Majoritatea sunt cu căștile în urechi, ascultă cu casca. Ei nici n-au, cred că n-au decât probabil simțul proprietății telefonului mobil. În rest simțul CD-ului. Și ascultă și pe boxele alea, da, știu ce spui, boxele alea total nesuferite, mici și cu pași mulți. Nu știu, deci fiecare. Acum numai că cum lumea ascultă pe telefon, acum cum să spun, dacă stai bine să te gândești, dacă vrei să fii nu șmecher, adică dacă vrei să fii la urechea ascultătorului,
trebuie să faci probă să vezi cum îți sună pe telefon piesa care îi dai drumul, că s-ar putea, că trebuie să sune și pe ăla. Că lumea din comoditate, dacă mai ales dacă ai iPhone care este stereo, da? Poți să asculti direct și atunci trebuie să sune bine și pe ăla. Că mulți nu ascultă altfel decât pe telefon. Deci, poți să compari, îți dai seama, situația asta de care povestești tu acum versus momentul în care ați intrat voi în studio și ați înregistrat primele piese pentru vinilul ăla de a apărut cu, doar cu câteva piese, primele piese apărute cu voi public. Ăla a fost clase la Radio Cluj. Radio Cluj, era studio acolo. Da, Pitiș mi-a cerut o bandă și aveam o copie pe turația, nu turația aia mare a studioului, ci turație pentru acasă. Și eu i-am dat-o pe aia și el a dat-o și a procesat-o ei așa, la Electrecorn. Pe vremea asta era la Radio Cluj, unde era un studio, la vreo 10 metri era un geam din ăla, unde ăla ne făcea semn să pornim înregistrarea, dacă buctam piesa, iar o luam de la început. Și a tras toată piesa odată sau instrumentele pe rând? Că parcă așa nu, deci atunci așa se proceda. Se trăgea, așa zisul, negativ, adică trăgeai piesa, unii trăgeau numai trombe bas. Noi trăgeam, ca să știe tobele și basul în ce zonă se află, trăgeam și chitara și mimam cu vocea. Opa, a căzut iar. Scuze. Da, nu nimic, minunea tehnicii moderne. Gata. Am luat-o. Trebuie să scriu, nu problemă, așa, eu despre că mă sună înapoi, așa. Hai că te mai țin un pic. Știi ce e foarte interesant? Am ascultat, le știu foarte bine vinilurile și tot ce scoți în 80, am acasă vinilul cu Se lasă rău, măi, ăla se aude prost, dar nu vinilul propriu zis, ci vinilurile care au apărut în 90 se aud foarte prost, pentru că am înțeles că era o singură mașinărie, iar ea nu era reglată decât pe alte tipuri de muzici, știi? Și acum vine și... Experiența, pentru că nu exista o experiență în domeniul metalului. Uh-huh. A fost tras și repede, Se lasă rău. A fost tras în Electrecor pe șpagă, nu s-a tras oficial. Era firma lui Compact, Vigas Real Compact, dacă ți-ai auzit tu. Da, știu ce spui. Firma aia unui fost securist al unui de acolo, care a avut firma respectivă și a înșghebat firma asta, și au plătit ei acolo și ne-am înregistrat repede. Dar maestru Teodor Negrescu, Feli Negrescu, un om extraordinar și fie țărâna ușoară, el efectiv nu avea așa experiență și nici noi, nici sunetul. Dar, ca surpriză așa anunțată, pe anul viitor este reapariția acestui vinil. Tocmai asta pe înregistrările originale, dar nu sunt salvate pe canale, că nu prea ai ce să le faci, dar sună mult mai bine. Eu cred că și materialul în sine al tirajului ăla a fost prost, pentru că este un plastic, o combinație, este un nu aliaj, cum se numește acum, o combinație de mai multe componente de ebonită sau din ce se face. Mașinăria aia, știu, a Electrecordului sau cu era statului pe care se imprimau, adică tu puteai să pleci cu înregistrarea bună sau decentă din studio, mașinăria aia ți-o strica pur și simplu când ți-o transpunea pe vinil. Că se făcea o matriță, de fapt. Matrița, exact. Da. Prin presare, nu știu, la cald, la rece, nu știu. Și nu stătea nimeni să o regleze și cred că nici nu prea știau la rock cum probabil să facă. Probabil că și din punctul ăsta de vedere, dar să știi că, uite, au fost viniluri care sunau bine, de exemplu, cei ce ne-au dat nume și acum am discul de atunci, de la 12 ani când au apărut, după câteva luni, apăruse și discul lor, și ăla sună bine și acum. Deci depinde cum s-a întâmplat, cum a fost economia, cum a fost... Da. Ispita acum când l-a scos, ați reînregistrat la el sau tot? Nu, s-a făcut o masterizare ușoară, că am avut ce, ca norocul, o remasterizare pentru un vinil. Pentru că pentru vinil trebuie să ai masterizare mai moale un pic.
Da, 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 știu. E alt sound totuși, e mai cald, e altă, da. E greu de explicat, dar în momentul în care l-asculți clar simți diferența. Păi asta ar fi cum să spun, tot trei bețive să o ocupe, asta ar fi o idee foarte bună cu Se lasă rău pe vinil. Nu, Se lasă rău altcineva, dar trei bețive au avut, de fapt, bețivul principal acolo, Ciprian Brănișteanu, adică șeful firmei. El era chitit, el e fan ispita, el a avut o chestie clară, asta vrea să facă, știi? Și-a permis-o, nu, și n-a spus nu, pentru că ispita a fost un album foarte păgubit. A stat ani de zile serios și a stat până a fost realizat în 97 și de-abia în 2018 a apărut pe CD, vreau să spun. A stat doar pe casetă, doar pe casetă audio. Și atunci am spus, păi bineînțeles, cum să nu, acceptăm. Ai vreun disc, hai să zicem, din celelalte cuvinte, acum privind retroactiv, care îți place mai puțin? Disc, în ce sens? Cum sună? Sau? Nu cum sună, că nu te mai regăsești Eu mă regăsesc în toate. Cel care am crezut și care totuși n-a avut, a fost un experiment NOS, New Old Stock. Ăștia nu prea, nu știu, nici nu s-au cântat. N-au fost reacțiile, nici nu prea au fost reacții foarte multe și ne cam ferim să-l cântăm, tocmai pe motivul ăsta, că o piesă n-a cântat de pe el. Sau două, dar a fost un experiment care nu ne-a plăcut la momentul respectiv. Dar cred că acolo mesajul a fost destul de complicat și nu prea a fost înțeles. Știi? Vine și 2023, slavă Domnului, încă suntem în viață, nu este puțin lucru, constat pe zi ce trece că nu este puțin lucru la câte se întâmplă. Ce urmează pentru tine? O să avem celelalte cuvinte, o să avem cântări doar cu tine, mă rog, cu tine, varianta solo. Nu, varianta solo este mai mult recording project. Varianta solo poate din an în Paști mai apar și la câte un festival de folk ca să înspăimânt pe folkiști. The dark side of folk. Da. Păi da, na. Dar nu, cum să spun, astea e ceva ca beletristica, știi, ce suplimentar. Partea solo nu e importantă, partea cu trupa este importantă și aia se și întâmplă, de fapt. Asta cu solo a apărut că a fost prea mult timp liber, știi, și este mult timp liber și a fost chemare și au fost idei și mi s-a spus nu le lăsa în sertar, scoate cutia cu secrete afară să auzim și noi, să știm. Și așa a ieșit. Dar cu trupa asta urmează acum un turneu de promovare a noului album, Lumea Asta, se va numi nu Clepsidra, fără nici cum s-a anunțat inițial, așa e, artistul se mai răzgândește. Clepsidra de nisip este piesa mea preferată. Clepsidra fără nisip este piesa mea preferată, să simt nevoia să spun asta. Da, 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 da. Da. Bă, măi, mă bucur că îți place. Dar îți dai seama că da, am scos și noi ce am simțit că merge mai bine la început, știi? Și știi date? Am înțeles că din martie. Știi ceva date? Da, nu știu, ceva. Deci, se începe ori în 15, ori în 17, nu mai știu exact, că nu știu pe de rost. Se începe la Hard Rock Cafe. Asta este, cred că este lansarea, cred că de acolo se pornește. Cred că e prima dată cu albumul ăsta. Am înțeles. După aceea, nu știu, mai sunt, da, nu știu, mai sunt, vor fi și festivaluri și alte chestii, dar noi avem un program stabilit de management din timp, dar acum deocamdată nu mă obosesc să rețin ce e, doar știu că asta am reținut că la Hard Rock Cafe. Păi uite, din ce spui totuși showbiz-ul ăsta așa cum funcționează la noi, cât de cât a intrat pe un făgaș, faptul că poți să știi de acum că totuși o să ai niște cântări la anul, bănuiesc că este un progres față de cum era cu câțiva ani. Este un progres, dar în același timp este și un regres. Adică, în ce sens? Financiar este evident un regres, pentru că
situația existentă și inflația au dus la niște costuri incredibil de mari, care atârnă greu în balanță. Nu cântăm pentru bani, da, nici să vii cu banul, buzunarul gol la casă, chiar gol. Și mai nou ajunge să ne bucurăm că le facem concertele. Asta demonstrează devotamentul față de fanii și de muzica pe care o cântăm. Adică, pur și simplu, ne bucurăm de multe ori că se întâmplă. Deci, da, asta pornește din conceptul trupei, știi? Adică ideea este următoarea. Întâi să-mi placă ce cânt, să-mi placă ce fac și dacă este și ceva bani, foarte bine dacă rămân. În același timp, trupa când merge normal undeva la un festival sau este solicitată prin management, prin numărul ăla de telefon pus pe Facebook, normal că există un preț, nu? Doamnă, să mergi gratuit. Mergi gratuit dacă cumva susții o cauză nobilă sau ceva, s-a întâmplat și ajuns pe cineva. Cum a mai fost, s-a mai cântat și pentru muzică pentru autism, au cântat și alte trupe, bineînțeles, acolo la Constanța. Dar este normal ca trupa să aibă un preț care indică valoarea morală. Nu neapărat... Deci aici diferă foarte mult conceptul față de alte formații, nu că am fi noi mai grozav sau mai cu moți, dar având ceva pe lângă, putem să ne permitem să zicem ok sau nu e ok, nu mergem. Ultima întrebare. După atâția ani de stat pe scenă, tot am spus fraza asta de ceva... De nu sunt așa mulți, nu sunt atât de mulți, să știi, să țineți ideea. Nu sunt, că dacă stai să-i adun, noi ne-am cântat foarte, foarte mult. Nu s-a cântat foarte, foarte mult. S-a cântat ceva, dar nu... Deci o trupă care afară sau asta o ține în turneu ar fi cântat de 10 ori mai mult. Bun. Total de acord cu tine, vreau doar să menționez că nu există foarte multe trupe românești, mai ales în zona rock, care să fi existat atât de mult ca voi. Nu sunt foarte multe, le cam numeri pe degetele de la o mână. Ceea ce nu e puțin lucru. Dar întrebarea era... Nu vă bate gândul să faceți un documentar? Ar fi propuneri, dar n-am zis că nu, dar știi cum e documentarul ca și cu cartea, știi? Nu scoți o carte. Aia înseamnă că ca și cum ai fi gata, că mai sunt multe de făcut, dar dacă ar apărea cineva care vrea să facă, bineînțeles că i-am dat, numai că nu prea s-au păstrat materiale, foarte multe s-au păstrat pe VHS. Și n-au o calitate deosebită. Uită-te tu la Metallica, cum și-au păstrat și repetițiile și toate de când erau copii. Știu ce spui, fac tocmai de asta te-am întrebat. Nu fac documentare, am făcut documentar cu Vanc, am avut marele noroc că am avut inclusiv trase pe VHS multe. Păi ei sunt mai actuali, mai tineri. Da, dar și le-au reținut... Sunt niște șmecherii pe care, uite ce plural folosesc, pe care le putem face dacă putem să... Ar fi o idee. Eu n-am spus niciodată nu, că a mai încercat și Doru Ionescu să facă ce a putut, bineînțeles, ce a putut să facă în cadrul televiziunii române, care știm cu toții că acolo aparatul este greoi și la ora asta, și a adunat din arhiva mea personală, pentru că eu mai... păstrez, cam eu sunt cam singurul din trupă care cu caracter nostalgic, patriotic, să spunem, al trupei, ca și omul care i-a adunat pe ceilalți doi și cu care am rămas și în ziua de astăzi, Tobele și Pablo. Și asta nu este, da, asta mă gândeam, am vrut să te întreb mai devreme, dar ne-am dus în alte zone. Băi, aveți tu și ceilalți doi oameni cu care ești din 81, e ca un mariaj, încă sunteți împreună. Da. Cum vă mai suportați? Păi nu ne întâlnim, numai când avem de cântat. Când avem treabă împreună. Adică noi, cum să spun, nu că ăsta, deci nu are rost. Mă mai întâlnesc cu toboșarul la o cafea, dar așa, când nu repetăm. Dar dacă ăsta ne întâlnim să cântăm. Deci asta e treaba noastră împreună. Asta ne ține și ne-a ținut împreună. Nu altceva. Înțelegi? Și muzica, pasiunea. Asta presupune și repetiții înainte de cântare, bănuiesc, sau... Da, se fac și repetiții înainte de cântare, bineînțeles. Acum, când e chestie cu promovare cu album nou, vor fi repetiții mai asidue, ca astea la alte în care
deja îți cânti lucrurile care le-ai cântat ani de zile, nu trebuie atât repetat, numai se trec prin revistă, cum se spune. Știi? Pentru că piesele au căpătat notorietate și pentru noi înșine prin rutina lor de a le cânta un concert. Măi, foarte mulțumesc pentru că am stat de vorbă și îmi place să cred că ne vedem și la anul și mai știi cum se așează lucrurile dacă s-or îmbuna zeii. Poate o ieși și de un film. Mai vorbim despre asta. Bine, ok. Doamne ajută. Mersi și eu. Pa, seară bună, toată lumea, subscribe. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.